Safari, un eveniment anunțat inclusiv de noi vineri la emisiune, dar ați văzut inclusiv mijloace de transport în comun, cu branding, afișe. Oamenii sunt foarte populari și foarte vizibili. Am decis să-l trimitem pe Duță să vedem și de ce. Bună dimineața, domnul Dani! Bună dimineața, domnul Răzvan! Da, astăzi vă salut din piața George Enescu de la Art Safari. Evenimentul a ajuns la cea de-a 5-a ediție și am aflat că aici sunt obiecte de artă și lucruri care valorează undeva la 10 milioane de euro. Păi numai acum, eu stau lângă o lucrare semnată de Constantin Brâncuș, care valorează aproximativ 1 milion de euro și aparține unui tânăr colecționar. Așa că, domnul Răzvan, domnul Dani, dacă o să devin milionar în euro, să nu vă întrebați cum am făcut primul milion. Of, primul milion este ușor de făcut. Acum mergem să vedem o altă zonă. Este o expoziție despre care se vorbește de câteva zile, altceva despre Ceaușescu. Sunt lucrări care sunt aduse din Palatul Primăverii sau Casa Ceaușescu, așa cum o știe toată lumea, și vom vedea de ce oamenii și-au dorit atât de mult să vină să vadă această expoziție. Ștefan Luchian. Uitați, așa sunt și eu, tot o oiță rătăcită aici, într-atâta cultură. Bună ziua, bună dimineața, de fapt. Să rămâile, mă scuzați, Marian, suntem în direct la Răzvan și Dani. Bună dimineața, bună dimineața! Domnișoara Ioana Ciocan, vă ocupați personal despre această expoziție, de această expoziție. Sunteți chiar directorul expoziției, nu? Așa este și mă bucur foarte tare că începem dimineața împreună cu Răzvan și Dani, chiar aici în Art Safari, în piața George Enescu din București. Și nu suntem aici doar azi, rămânem în acest muzeu temporar până pe data de 20 mai, așa că bucureștenii și nu doar ei, pentru că avem foarte mulți oaspeți și din afara Bucureștiului, dar și din afara țării, pot să vadă cele patru expoziții din cadrul Art Safari până duminica viitoare. Noi suntem acum într-o zonă, sunt lucrări care aparțin sau aparținut soților Ceaușescu. Altceva despre Ceaușescu. Ce este de știut aici și ce vedem? Uitați, văd că de pe atunci se tăiau copacii. Aici putem să vedem o adevărată comoară, pentru că lucrările, valoarea lucrărilor depășește 1 milion de euro. Arta românească este foarte, foarte valoroasă și ne bucurăm că Art Safari a devenit o platformă de a o promova. Așa că suntem mândri că avem patronajul Primăriei Municipiului București pentru a realiza acest eveniment și prin acest patronaj noi reușim să plasăm Bucureștiul pe harta marilor capitale europene. Trebuie să recunosc că am câteva lucrări preferate aici. Aceste lucrări decorau reședințele soților Ceaușescu. Este o premieră să le vedem într-un context expozițional. Dacă până acum Ceaușescu și apropiații lor le puteau urmări, acum publicul larg poate să facă acest lucru. Lucrările provin din colecția RAPPS și am început Art Safari vineri cu o coadă. Toată lumea voia să vadă lucrările pe care le admira Ceaușescu. Sunt lucrări extrem de valoroase. Uitați, aici avem o lucrare de Nicolae Tonița și am promis că o să vă arăt lucrarea mea preferată. Este vorba de Nicolae Tonița. În general, lucrările care au aparținut dictatorului erau lucrări cu teme foarte simple. Avem foarte multe flori, avem scene care reprezentau viața satului. Uitați, acolo avem o lucrare de mari dimensiuni care reprezintă o duminică perfectă pentru epoca respectivă, dar și pentru epoca asta. Lumea se distrează, e voie bună, se bea ceva, așa, atmosferă de sărbătoare. Mai vedem în această expoziție și multe portrete de țărani. Toate temele sunt românești. Avem și niște marine, peisaje de lângă Dunăre sau de lângă Marea Neagră. Tu ai vreun preferat? Tot în zona aceasta aș rămâne. Acum, sincer să fiu, am înțeles că sunt cele mai apreciate, nu? Acestea de aici. Da, dar sunt lucrări extrem de importante, așa că pentru noi a fost o șansă, într-adevăr, să realizăm parteneriatul cu RAPPS-ul și să putem să aducem aceste lucrări excepționale în Art Safari. Pentru că nu sunt doar niște lucrări care au o istorie prin
prin proximitatea cu Nicolae Ceaușescu, dar ele în sine sunt lucrări valoroase, sunt lucrări de muzeu. Așa că Art Safari le-a pus într-un context muzeal și le expune până pe data de 20 mai în piața George Enescu din capitală. Spuneați că sunt, de fapt, am aflat din presă că sunt și alte zone de interes. Oamenii vor să vadă și altceva. Ce mai aveți aici? Că am văzut că ați ținut prima pagină a ziarilor cu nu știu ce alte lucrări. Da, sunt într-adevăr foarte multe lucruri interesante în Art Safari. Avem, mi-aduc aminte că am vorbit un pic mai devreme de lucrarea lui Constantin Brâncuș. Este cea mai valoroasă lucrare din Art Safari, 7 cifre. Și trebuie să spun că sunt foarte mândră că tânărul colecționar, cu accent pe tânăr, are 29 de ani. Aoleu, 29 de ani și o lucrare de 1 milion de euro. Da, pentru că acest colecționar român realizează cât de importantă este investiția în propria țară. El a cumpărat lucrarea din afara granițelor și pentru prima dată lucrarea poate fi expusă în Art Safari și pentru prima dată în România. Nu ne-a venit să credem când am realizat că tânărul colecționar găsește o destinație extrem de culturală pentru banii lui. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Deci până duminică, până pe 20 mai, în piața George Enescu, Art Safari, cea de-a 5-a ediție. Așa este, ediția aniversară. Și trebuie să vedeți, după ce explorați aici toate minunățile din altceva despre Ceaușescu, și partea dedicată artei și modei, pentru că avem lucrări în împrumut din colecția Fundației Louis Vuitton pentru prima dată în România. Doar premiere la Art Safari anul acesta. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Răzvan, domnul Dani. Mi-am dat seama că sunt fiert pe artă, lucrare de 1 milion de euro aici, 10 milioane, toate cele bune și o zi frumoasă să aveți, am început săptămâna bine, 10 milioane de euro. Da, mulțumim Marian, du-ți-ești cam micu.